Ricardo Cadu a ținut cât mai mult de balon, Steliano Filip trece de Ivo Pinto, Steliano Filip în care și ce ocazie pentru Dinamo, șansă rarissimă irosită de noul intrat Axente, două ocazii monumentale ratate de Dinamovici la scopul de 0-1 prin Grigore și Axente, acum același Axente rea pe lângă poarta lui Felghe Iraș. Ocazia a fost una foarte, foarte mare, însă cred că mingea a venit puțin prea în spate aici. Iată, mingea a avut efect, balonul centrat de Steliano Filip a avut mult efect și de aici această i-a pasat Gotmeș, Rui Pedro, din nou Camora reușește să treacă, spectaculos Camora, continuă acțiunea, fundașul stânga centrează Camora și este ocazie uriașă, respinge Bălgrădeanu șutului lui Alberto Bielanović de drum Mureșan pe lângă poartă. O nouă mare ocazie pentru CFR Cluj, o repriză secundă mult mai spectaculoasă cu siguranță.